Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. În urmă cu doar două zile am urmărit la Iași declarații ale Ministrului Sănătății Sorina Pintea, care vorbea despre realizarea Spitalului Regional de Urgență. Așa cum știm, este un proiect mai vechi pentru realizarea trei spitale regionale de urgență la nivel național. Cel mai avansat din punctul de vedere al documentației este cel de la Iași. S-au spus câteva lucruri care reprezintă noutăți referitor la finanțarea acestui proiect, costul total cu toate documentația, cu dotările, cu construcția, cu căile de acces, se ridică la suma de 400 de milioane de euro. Ministerul Sănătății ia în calcul, propune fazarea acestui proiect, adică atragerea de fonduri europene din două exerciții financiare, unul din cel actual și unul din cel care începe în anul 2021, astfel ridicând nivelul de cofinanțabilitate a Uniunii Europene la 85% față de 50% cât este acum. Discutăm despre stadiul acestui proiect împreună cu primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașiului. Și chiar aș vrea să aduc câteva lucruri în plus aici. Bună seara! Vă rog, cum vi se par aceste mici modificări? Știu că a fost un protocol încheiat cu Ministerul Sănătății în vară. Acolo se spunea că în 2020, la începutul anului 2020, se va începe efectiv construcția. Da, nu, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat încă nimic și n-avea cum să se schimbe, pentru că încă nu a apărut o altă modificare legislativă, nici în relația dintre noi și Comisia Europeană, nici în interiorul legislației românești. Termenul de fazare nu cuprinde o modificare de substanță, de fond, ci faptul că treci dintr-un exercițiu financiar european în altul. În sensul că îl începi în exercițiu financiar actual și se numește lucrare nouă, investiție nouă în terminologia bugetară românească, și se duce în exercițiu financiar ulterior, care se numește investiție în continuare, pentru că intervine dintr-un exercițiu financiar anterior. Este absolut logic și legal, se petrece și în bugetele, să spunem, naționale ale localităților din România și probabil se petrece în orice localitate de pe tot teritoriul european. De asta nu trebuie să ne sperie. Să spunem, paranteza pe care aș deschide-o referitor la această declarație este că ce trebuie să iasă și să spună doamna ministru e legat de faptul că, datorită finalizării studiului de fezabilitate, Guvernul României trebuie să-i aprobe indicatorii mâine, indicatorii însemnând valoarea acestui obiectiv și parametrii tehnice a acestui obiectiv, suprafață, număr de paturi, dotări, etc., etc. Cu acești indicatori aprobați, care ar trebui să-i aprobe înaintea ordonanței de modificare a codurilor penale, ca să ne mai primească cineva cu documentația la Comisia Europeană, să se prezinte în fața Comisiei Europene în vederea depunerii documentației de finanțare, pentru că mai sunt de depășit două etape extraordinar de importante, indispensabile, dar care se leagă într-o succesiune logică și legală în același timp: etapa de proiectare de detaliu și etapa de finanțare a lucrărilor. Etapele pot fi și comasate, în sensul că se poate declanșa o procedură de finanțare care începe din 2019 și până la finalizare, dar ele tot vor fi separate la momentul respectiv, pe măsura finalizării lor, utilizând o singură procedură de licitație, care se numește procedură pe FIDIC, legislație europeană de culoare galbenă, chiar așa este intitulat, yellow, sau două proceduri, să spunem, abordate de Guvernul României, una doar pentru proiectare și ulterior doar pentru executarea acestui edificiu. Logica este la fel de ușor de abordat și în prima procedură, dar și în cea de-a doua, pentru că finalizarea oricum va fi undeva spre sfârșitul celui de-al doilea exercițiu financiar, adică spre 2024-2025. Din punctul meu de vedere, n-ar mai trebui complicate aceste explicații, ci mers înainte. În sensul că, doamna ministru, eu așa aș declara, am depășit studiul de fezabilitate, a primit avizele tehnice de la comisiile interministeriale care sunt obligate să analizeze documentația, l-am introdus în Guvernul României, s-au aprobat indicatorii acestei investiții și a început procedura de proiectare și execuție. Și punct. Și înseamnă că această investiție este pusă pe linia care duce spre finalizare.
Sau poate nu, poate este ceva ce e o transformare într-o pauză, se vorbește. Comisia de prognoză, nu sunt Comisia de prognoză, timp. Trebuie să știți și lucrul ăsta, este coordonată de domnul Darius Vâlcov. Exact. E coordonatorul, de asta mi-e și foarte teamă, sincer, și nu vreau să transform totul într-un circ politic și nici nu este scopul prezenței mele aici. Eu personal nu am încredere în domnul Darius Vâlcov și pe cale de consecință nici în Comisia de prognoză. Eu aș și evita pe cât posibil să mai consult această comisie, nu pentru faptul că ea nu este necesară, să spunem, Guvernului României sau României în general, ci pentru faptul că nu e pe mâna cui trebuie. Dar una peste alta, cred că nu este cale de întors. Poate să mai fie, să spunem, o încetinire, poate să mai fie o încercare de blocare la mantinelă dintr-un motiv subiectiv. Craiova este foarte în spate. Sigur, suferința mare a Craiovei nu o resimte în mod direct craioveanul, pentru că el încă nu înțelege de ce trebuie să accelerăm asta, ci o resimte, să spunem, coordonatorul politic al Craiovei, care este fosta ministru a muncii, doamna Olguța Vasilescu. Și e posibil să mai învârtă documentația asta Iașului dintr-un birou în altul, până se apropie și Craiova de stadiul de maturitate al documentației Schengen. Adică este obligatoriu să se facă toate trei odată? Nu este obligatoriu. Nu, dar știți cum e. Avem un ministru care guvernează în starea lui de ministru, nu știu ce mai fi acum, și totuși de la un dizident se întâmplă lucrurile mai repede. Dar, bun, astea sunt elemente subiective. V-am întrebat acest lucru pentru că și-am amintit acest aspect, pentru că l-a spus chiar ministrul Sănătății Sorina Pintea. În condițiile actuale vorbim despre o cofinanțare de 50% a Uniunii Europene, iar dacă se fazează, se trece dintr-un exercițiu în altul, se ajunge la o cofinanțare de 85%. Da, de asemenea nu se elimină cele două etape de programare europeană, pentru că, într-adevăr, în ceea ce s-a semnat, s-a negociat și s-a și pornit de altfel, dar nu pe toate programele operaționale, atenție, pentru această categorie de proiecte de infrastructură mare, vorbind de infrastructură de sănătate, cofinanțarea este jumătate cu jumătate. Bineînțeles că s-ar fi dorit 85 cu 15, dar se poate porni pe jumătate cu jumătate. E mai bine să, în primul rând, să câștigi ceea ce ai în mână, după care să te îndrepți cu atenția ceea ce poți câștiga în plus, iar pe cealaltă etapă de finanțare se poate forța spre 85%. Un lucru este cert. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate public din România face parte din strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate public european. Adică nu este o întâmplare faptul că Europa a răspuns prezent pentru cele trei spitale regionale de urgență pe care ei le văd 8, nu 3. 3 este doar prima etapă. Din mai multe considerente care țin și de stabilitatea morbidității la nivel european. Pentru că suntem poartă de intrare spre Europa dinspre partea de est, avem nevoie de o forță de muncă calificată, dar și sănătoasă, avem nevoie de stabilitate printr-o forță de apărare calificată, dar și sănătoasă, și nu este întâmplător această abordare. Prin urmare, depinde doar de noi viteza cu care ne mișcăm în relația cu Comisia Europeană și cu finanțatorii noștri. Sigur, nu se exclude posibilitatea accesării și unor împrumuturi absolut necesare. Eu cred că orice român înțelege că sănătatea nu are preț. Este singurul bun de care beneficiem pe parcursul vieții. Dacă și pe ăsta începem să-l drămuim că e prea scump, înseamnă că nu mai știm care mai este rostul nostru pe pământ. Poate că ar fi fost eliminat orice accent de scepticism dacă se spunea de la bun început, din vara anului trecut, de exemplu. Va fi o fazare, va fi așezat așa, va fi cofinanțat în acest procent, apoi în... Da, sigur, se încearcă complicarea subiectului. De regulă, și eu asta n-am înțeles niciodată de la nimeni, când lucrurile pot fi prezentate clar și pe înțelesul tuturor de la început, de ce de Dumnezeu, de fiecare dată când înveți un termen nou, am început cu fazarea autostrăzilor, din drumuri exprese în autostrăzi, din drumuri de mare viteză în exprese și autostrăzi, am început fazarea investițiilor în sistemul energetic și pe ăla l-am defazat de tot. Și am ajuns la spitalele regionale. Și am ajuns și pe astea le fazăm de nu știu ce. E un termen care necesită o explicație română. Dom'le, este o etapizare. În sensul că nu poți mâine să... Nici nu poți fizic să-l implementezi. Că asta nu se face într-o săptămână, într-un an sau în doi.
Și consultanții pe care i-are în momentul de față Ministerul Sănătății au explicat, domnule, nu se poate, vorbim despre peste 120.000 de metri pătrați construiți, în termen de comparați pentru Ieșeni. Mai bine de jumătate decât tot ansamblul Palas, ca să aibă un termen de comparație. Valorează peste 400 de milioane de euro, din care peste 127 de milioane sunt doar echipamente medicale. Deci, 200 și vreo 80 de milioane înseamnă construcții, betoane, fier, geamuri, etc., etc., care înseamnă enorm de multă producție. Nu poți să o iei mâine, să o pui acolo. Înseamnă milioane de ore de manoperă, înseamnă mii de muncitori care vor lucra acolo pe an. Deci, așa trebuie explicat ca omul să înțeleagă că un asemenea spital nu poate răsări într-un ciclu ca în agricultură. Azi pui sămânța și prin toamnă culegi și fructele. O ultimă întrebare legată de acest subiect. Căile de acces le realizează primăria, ele intră practic în acest ansamblu. Proiect cu totul în cele 400 sau peste 400 nu, de milioane nu de intră, euro. Nu, este estimarea pe care a făcut-o consultantul pentru obiectul spital regional și circulația din interiorul perimetrului. Pe cele 12 hectare este prevăzută o parcare de 1500 de locuri, dintre care 958 de locuri sunt în subteran. Pe două niveluri construite în subteran, deci o parcare foarte mare. Noi, ocupându-ne de relațiile de circulații din exteriorul Spitalului Regional de Urgență, legătura cu drumul național Ciaroseti, legătura spre Esculent și legătura cu aeroportul. Bineînțeles, am făcut și noi, este mare grosieră deocamdată, pentru că de-abia acum lucrăm și la PUZ și la partea de consultanță cu Beiu și Jaspers pentru a putea vedea ce face cu ansamblul celor 140 de hectare, dar estimarea depășește 32 de milioane de euro, pe care noi vrem să propunem Consiliul Local să ne angajăm într-un împrumut și am să dau și explicații. Niciun primar care urmărește un scop electoral niciodată nu o spun, domnule, eu o sumă mare să fac un singur obiectiv. Lumea vrea să vadă mult pavaj și multe asfaltări, dar pentru sănătate nu există nici o opreliște să o abordez. Acolo vor fi 850 de paturi și un mod de utilizare a paturilor de peste 85%, adică în fiecare zi de funcționare a acestui spital vor trebui aproximativ 800 de paturi în permanență ocupate, ceea ce înseamnă 800 de persoane care își pot salva viața și etc., etc., ce se poate înțelege din consecința acestei investiții. Prin urmare, vom propune pe finanțare dintr-un împrumut. Totodată am avut primele discuții la Ministerul Dezvoltării și la consultantul nostru. În etapa de finanțare 2020-2024 să apară ca și lucrare eligibilă pentru a putea să ni se ramburseze banii înapoi și banii să revină în conturile primăriei municipiului Iași. Este un mecanism care s-a mai purtat, s-a mai folosit exact. La aeroportul Iași și la alte investiții din România. Schimbăm puțin tema de discuție. Se resimte de ceva ani, de altfel nu de acum, nevoia unei discuții și se reia despre regionalizare, descentralizare, pentru că mai curând asta este, sau acesta este fondul Alianței Vestului, dacă e să, sau oricărui tip de a privi lucrurile local asociativă. Exact, pe structura asociativă. Local sau chiar regional, și o să extindem un pic la nivel regional. Era unul dintre obiectivele guvernării prioritar. Deci după 2 ani de zile, noi n-am mai auzit decât de un program de regionalizare care a fost început în 2014, dacă vă amintiți. Exact. A continuat până în 2016, început de an. A avut o perioadă de stagnare în sensul reformării ei și aici cred că și domnul Cioloș ar fi trebuit să accelereze un pic această operațiune și a murit în 2017 pentru că nu s-a mai auzit nimic, au început o fel de tergiversări, cine ia mere, cine ia pere și în fine, o poveste care pare o poveste fără sfârșit. Este și motivul pentru care dar nevoia există de regionalizare. Autoritățile locale. Bun, haideți să punem o întrebare aproape retorică. De ce este nevoie de regionalizare? Că lumea înțelege, de dragul schimbării? Nu. Nu. Ci probabil pentru o abordare mai pragmatică în ceea ce privește utilizarea resurselor locale. Da. Luăm modelul Germaniei, modelul Franței, modelul Poloniei, care pentru noi ar trebui să fie cu adevărat un model pentru lucrurile bune pe care le-a făcut Polonia, pentru poporul polonez și poate dând deoparte, eu știu, orice atitudine extremiste din ultima perioadă, dar știți foarte mult că s-a și
discutat asupra celor mișcări aproape neofasciste și ușor antisemite, chiar masiv antisemite din unele declarații oficiale ale Poloniei nu de foarte multă vreme, care trebuie condamnate. Dar revenind la problema României, lipsa unei viziuni asupra procesului de descentralizare și de utilizare a resurselor naționale în vederea creșterii calității vieții românilor, ca scop, îndepărtarea, să spunem, sau înlăturarea, mai bine spus, a emigrației forțate în care sunt românii astăzi, a provocat inițiative regionale sau locale, vezi, Alianța Vestului, care ne provoacă și pe noi, nici noi nu suntem cu mâinile în sân, și o să facem și noi o structură asociativă, încercând, repet, încercând să nu aducem în derizoriu ideea de unitate națională, care poate fi o poveste pe mâna unor eredentiști, nu le dăm nume sau prenume pentru că nu vizăm neapărat comunitatea maghiarilor din România, ci pur și simplu celor care nu vor bine aceste țări în momentul de față. Și cred că vom reuși să stârnim cel puțin curiozitatea Comisiei Europene pentru finanțările europene din perioada 2020-2024. În fond, exact despre asta este vorba. Pentru că o regionalizare, asta ar trebui să presupună și să admită, inclusiv din partea celor care guvernează. Există aceste investiții teritoriale integrate care pot fi făcute de către, nu știu, dacă între Suceava și Iași, ambele orașe, dau un exemplu. Există și exemple. Ambele orașe vor să facă o șosea foarte directă sau o cale ferată, totul trebuie să meargă prin guvern. Dar dacă ar exista aceste asociații și ar fi mai simplu, s-ar face între ele. Există, dacă intrăm în această discuție, mai apare o capcană. Se poate aduce și un contraargument pentru că aceste lucruri se petrec. De exemplu, există asocierea dintre Iași, Botoșani și Suceava privind construcția unor rețele de drumuri județene. Discutăm despre acel proiect de 300 și vreo 70 de milioane de lei, din care 100 și vreo 20 sunt pe județul Iași, diferența este spre celelalte județe. Absolut corect. Nu aici este problema noastră. Problema noastră este legată de abordarea celor proiecte de infrastructură mare, de infrastructură majoră, care sunt doar apanajul ministerelor de resort. Adică despre autostrăzi exact. Se pot ocupa doar CNAIR-ul, Compania Națională de Administrare Autostrăzilor din România, și Ministerul Transporturilor. Despre spitale regionale se pot ocupa doar Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății. Dar, de fapt, să spunem, beneficiare sunt comunitățile care au nevoie de aceste investiții. Cu cel doare pe cel din București dacă la Iași nu se face autostradă? Păi nu-l doare cu nimic. Că la stabil mersi se duce în continuare cu mașina de serviciu la Guvernul României, își bea cafeaua până la 10, mai primește o urecheală de la prim-ministru dacă o face, dacă nu e foarte iubit acolo până la ora 12, după care lucrurile a doua zi dimineață sunt la fel cum au început, în ziua precedentă. Deci, ideea este de a responsabiliza autoritățile locale prin acordarea de facilități de finanțare pentru proiectele care vizează dezvoltarea regională majoră. Drumuri de legătură între nord și sud, între est și vest, atragerea de capital străin pentru acele investiții care au nevoie de această infrastructură. Posibilitatea de a dezvolta parcuri industriale. Dacă pe tine nu te doare nici măcar de politica de apărare, cu atât te va durea mai puțin de ce se întâmplă cu cetățeanul de la Cuca Măcăi din nordul României, care are o pensie de 300 de lei și care nu știe dacă supraviețuiește până în ianuarie 2019. Și e nevoie ca această responsabilizare să fie adusă către autoritățile locale. Schimbăm din nou subiectul. Traficul rutier în zona Valea Lupului. Pe de o parte, atunci când se intră în oraș, se creează un ambuteiaj foarte important de la rondul Era. Exact, până spre antibiotice și mai departe. Pe de altă parte, există proteste ale celor locuitorilor exact, legate de traversarea străzii în zona Popasului Păcurari. Da, ele sunt legate. Și vă spun și de ce. Din punctul meu de vedere, este o mare greșeală felul în care este abordată această porțiune de drum european. Și ca să ne înțeleagă telespectatori, de la antibiotice, deci de pe dâmb, cum îi spunem noi, imediat după ce ai urcat dinspre Târgu Frumos Lețcani. Și până la intrarea în municipiu, acest sector de drum european, este în momentul de față, trebuie administrat în regim de stradă. Și să vă spun de ce. El nu mai poate funcționa ca un drum de viteză.
cu restricțiile de viteză delimitate de un drum european. Nu mai poate. Are locuință pe stânga, are locuință pe dreapta, are instituții pe stânga, are instituții pe dreapta. Lumea vrea să circule de pe o parte pe alta. 2. Nu mai poate răspunde normativelor în vigoare în ceea ce privește administrarea, pentru că nici acum nu este corect ce se întâmplă acolo. Că dacă ia cineva manualul și se uită, din câți în câți metri aveți voi treceri de pietoni pe un drum european? Păi avem la din 300 în 300 de metri. Da, incorect. Pentru că un drum european nu poate fi traversat printr-o trecere de pietoni. Un drum european se traversează prin subteran sau prin suprateran. 3. De ce s-au așezat parapeții mediani, cei de pe axul străzii? Dintr-o mare prostie. Pentru că sunt elementele care provoacă accidentul. Dacă ar fi un procuror priceput în domeniu, s-ar duce și ar întreba care este motivul pentru care au fost uciși ultimii pe treceri de pietoni. Este de vină, să spunem, conducătorul auto, de regulă mortul de vină sau cel mai mic dintre cei implicați? Eu aș spune că nu prea. Pentru că, la logica unui conducător auto, nu ai cum să vezi dacă de pe partea opusă a străzii ți-a pornit pietonul pentru a ajunge pe partea cealaltă, nici fiind semnalizat luminos, pentru că luminile farului se blochează în parapet și tu nu vezi decât parapetul, iar pietonul când s-a ajuns în axul străzii s-ar putea, și așa și este, s-a văzut prea târziu. Ți-a apărut exact cu pasul când l-a pus pe jumătatea străzii, îl parcurseze deja jumătate de stradă. Poate a avut viteză mai mare, poate n-a adaptat la suprafața umedă sau cum a fost ea. E posibil și lucrul acesta. Dar e clar că acel parapet nu ajută decât la creșterea vitezei de deplasare, care în momentul de față nu mai este un argument. De ce? Poate să-ți dea viteză de deplasare și 200 de km la oră, pentru că tot în coada mașinii stai. Adică nu-ți folosește, să spunem, această posibilitate de a utiliza viteza, că n-ai unde. Pentru că e un drum aglomerat. Măsuri necesare. Aducerea acestei porțiuni din drum european în regim de stradă, pentru că este pe teritoriul municipiului Iași, așa cum am și cerut prin dese adrese transmise și semnate și de mine și de primarul Mihăiluc de la Valea Lupului. Desfințarea parapeților mediani. Introducerea de treceri de pietoni în regim de stradă cu semnalizare corespunzătoare, semaforizată și cu posibilitatea îndesirii acestor treceri de pietoni, funcție de interesul celor care le utilizează. 3. Construcția de trotuare. Autostrăzile nu pot avea trotuare, cum nu au nici drumurile exprese, nici drumurile europene. Deci nu poți avea prin lege trotuar la un drum european. Dar oamenii ar trebui să stea ori în șanț, ori în noroi, ori să meargă pe stradă, că nu le oferă, din punct de vedere tehnic, acum posibilitatea prevăzută de lege ca acele trotuare să existe. Deci, toate motivele sunt legate de faptul că această porțiune de drum nu este stradă, nu este reglementată ca o stradă și nu este ajutată prin reglementări de către poliția locală, care se oprește la Borna Iași, adică la pasajul Păcurari. Nu poate să intre nici măcar un metru mai departe. Nu are jurisdicție mai. Să poată supraveghea traficul în zonă. Deci cei care trebuie să decidă sunt cei de la direcția... Cea mai bună soluție, așa cum Naționale am de drumuri? Să cedeze această porțiune de drum către autoritatea publică. Noi vom desfința parapeții în secunda 2, introducem treceri de pietoni, facem trotuare pe toată lungimea acestei străzi până la antibiotice și pe stânga și pe dreapta, construim ronduri, cum știm noi să facem, ei au alte reglementări, au rondurile pentru întoarceri de viteză, altfel se calculează, altfel totul este altfel, semaforizarea este altfel, totul este sub alt stas tehnic în momentul de față, față de ce ar trebui să se petreacă acolo. Deci situația e mult mai complicată. În fond, e mult mai simplu așa cum o spun eu, pentru că asta se poate rezolva mâine. Dacă da, mult mai complicată în sensul că există două tipuri de reglementări. Exact. Una încurajează viteza, cea de astăzi, și este în defavoarea pietonilor și vedeți câte victime avem acolo. Cealaltă ar încuraja pietonul și ar putea lăsa și fluidizarea circulației cum se întâmplă. Noi nu avem cozile în niciun punct de Iași, așa cum sunt la intrarea dinspre Lețcani în momentul de față. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, acum, dacă cei de la Direcția Națională decid să facă o supra-traversare pentru pietoni în zona Popas-Păcurari, nu este suficient? Nu. Vor muri și mai mulți. Cine va urca pe minus 20 de grade cu zăpada de jumătate de metru pe un pasaj ca să-l traverseze? Îl faci victimă. Sigur îl faci victimă. Pentru că îl vei obliga să meargă tot pe jos. Toată lumea, toți conducătorii vor ști că pietonul e sus, dar îl găsește jos și, practic, l-ai
pus în bătaia puștii, cum se spune, cum îmi place mie să spun de fiecare dată. De asta și reglementările noi luăm foarte mare măsură. Dacă introducem mâine o trecere de pieton acolo, nu-l fac victimă. De ce? Toată lumea știe că acolo n-ar trebui să fie trecere de pietoni. Și de fiecare dată când au apărut accidente majore, tocmai din această chestiune. Logica te îndreaptă spre o acțiune, dar, să spunem, realitatea te aduce în alta. Și apar aceste permanente accidente. Domnule primar, am ajuns la finalul dialogului nostru. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem ca de obicei de marți până vineri de la 17:30. Acum vă urez o seară cât mai bună și un weekend plăcut.